Certificatul de producător va fi valabil un an calendaristic și va fi eliberat în baza unei taxe la cererea producătorilor agricoli, persoane fizice care optează pentru desfășurarea unei activități economice. Ce se va întâmpla însă cu cei care vin pe piață pentru a vinde din puținul pe care îl scot din munca unui petic de pământ? E foarte rău. Noi nu știm ce lucrăm cu electronicele, noi știm sapa și cu legumele, ce cu traista, sigur. Nu sunt de acord cu electronice, nici nu știu la ce se poate întrebuința. Pentru ei noua lege vine ca o lovitură și ei sunt cei mai afectați. Pentru nerespectarea legii, amenziile destul de usturătoare sunt cuprinse între 50 și 20 de mii de lei.